Dragă noastră, dar știi tu oare cine ne-a rugat să-ți aducem aceste flori frumoase și aceste cuvinte minunate? Surorile. Dar de ce se aduce gândul la dânsele? Numai ele nu-s prezente. Și mama, surorile. Uite așa, știi tu, Irinuța dragă, cine te iubește și vrea să te vadă fericită. Ca unde sunt ele la tine? Plecate. Exact. Ele sunt plecate departe, dar au spus că au aici un sufletel atât de drag, o inimă atât de gingașă și ele îți doresc tot binele din lume. Să le simți azi inima lor aproape de a ta și să știi că de acolo de unde sunt își trimit toată căldura sufletului către tine. Și uite ce au scris ele pentru tine aici. Încă din copilărie, tu ai fost pentru mine cea mai apropiată persoană. Anii au trecut, dar nimic nu s-a schimbat. Draga mea surioară, în această zi vreau să-ți transmit câteva cuvinte calde. În primul rând, să nu regreți niciodată de nimic. Acumulează experiență în viață. În al doilea rând, zâmbește. Și îmbrățișările oamenilor apropiați să te încălzească în fiecare zi și să ai zile însorite și pline de lumină. Îți doresc fericire, bună dispoziție și multă, multă dragoste. Atât de mult încât să o porți împrăștia la toți pe care îi întâlnești în calea ta. Știu că ai trecut prin multe momente dificile, dar totuși nu ai cedat niciodată. Ești cea mai puternică femeie din lume. Ești idolul meu. Continuă să ne inspiri cu bunătatea ta, cu credința ta și cu speranța în lucruri mai bune. Aceste cuvinte ți le scriu din toată inima, din partea mea, adică din partea Cristinei, din partea mamei și a finilor, Victoria și Alexandru, la mulți ani, iubita și scumpa noastră. Mulțumesc, Lor, și foarte, foarte mult vizită și aștept cu mare drag și cu dor acasă. Bănuiesc că, cum a spus Cristinuța, ești idolul ei. Ești persoana care o inspiră să facă atâtea lucruri frumoase. Ești o persoană puternică, care dai curaj și celor din jur să meargă înainte, să creadă în bine și cu speranța că totul va fi în viitor luminos și plin de dragoste și iubire. Mulțumesc. Și ne bucurăm că toată lumea asta din jurul tău se bucură de prezența ta, așa e, fetele? Da? Ne adunăm în jurul Irinuței ca la un soare, ca să ne umple ea cu energia ei frumoasă și pozitivă. Foarte mult simt lipsa, îi aștept cu mare dor acasă și le mulțumesc din suflet pentru surpriză, chiar nu m-am așteptat și o surpriză foarte, foarte plăcută. Sănătate! Și mă susțină! Și eu pe dânsa. Scopul acestei femei în viață este să fii fericită, iar tu să o ajuți ca zi de zi să fie o sărbătoare, cum este și azi, da? Suntem mândri, este în ora noastră, suntem bucuroși. Pe viitor mai dorim și un nepoțic. V-am zis acolo întrebările. Fii sănătoasă, mulți ani înainte. Bunel. Ca la nunt, bunel la nunt, cum a zis? Ura! Ura! Unde trebuie? Ura, ura, ura! Deci, noi suntem bucuroși, da, ne pare bine. Am dat așa, avem și nepoți, avem tățelea. Dar unde adunea nepoți? Dar unde? Unul doar, unul doar. Ei, dar mă cred ca și eu, dar să cât stine, dar să dă doamne ce bine. Hai să așa. Mai tare, mai tare.
Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mama să trăiască, mama să trăiască. Mulțumesc foarte, foarte, foarte frumos. Neașteptat din partea voastră. Veniți mai repede acasă. La mulți ani și păcat că nu suntem alături. Mulțumesc. Sper că ți-am făcut ziua mai frumoasă. Vi s-o primit. Să știți că când o să veniți toți acasă, uite, aici este o masă mare și Irina o să mai întindă o masă mare, numai principalul voi să veniți și să vă bucurați împreună. Încă o dată de toate sărbătorile care trec peste an, în care sunt ei plecați. Așa că ne bucurăm că aveți o familie unită, uite, atât de strâns legată una de alta. Și mai ne bucurăm că surorile sunt atât de apropiate și atât de frumos vorbesc una despre alta. Bravo, Cristina! Bravo, Irina! Este meritul vostru în totalitate. Cristina, Victoria, Finu, Alex, mamica Valentina, eu vă mulțumesc la toți din suflet pentru surpriza neașteptată. Sigur, era mai plăcut și mai surpriză dacă erați voi prezenți aici. Iarăși repet ce e, că vă simt lipsa foarte mult. Sunteți unicile persoane care sunteți cei mai scumpi pentru mine. Vă iubesc din suflet și vă aștept cu mare drag acasă. Domnul că trăiește, cântă și se veselește. Toată ziua el muncește, seara un pahar de vin cinstește. Moldovanul trăiește, cântă și se veselește. Toată ziua el muncește, seara un pahar de vin cinstește. Hai la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Hai să iubim, hai să iubim, să chefuim, să chefuim. Hai un pahar de vin cu toții să cinstim. Hai la mulți ani.